Dumnezeu vorbește. Și astăzi. Asta este dovada că vorbește. Avem aici o dovadă că Dumnezeu e Dumnezeu al cuvintelor. Nu de nenumărate ori spune Scriptura, cuvântul Domnului a vorbit. Dumnezeu vorbește în multe feluri. Principala lui unealtă este cuvântul și Duhul Sfânt. Dumnezeu îți vorbește prin cuvânt. De multe ori citești Scriptura și Duhul Sfânt luminează așa un verset și se ridică pe paginile Scripturii. Altădată Duhul Sfânt îți aduce aminte înăuntru de un cuvânt care l-ai citit din Scriptură sau un cuvânt care ți l-a spus cineva, care e un cuvânt de direcție. De multe ori Dumnezeu îți vorbește prin vocea interioară, de multe ori la nivel de gând îți dă un gând, alte ori îți dă o dorință să faci ceva. Mi-aduc aminte când eram plecat în Suedia în 1998-99, Dumnezeu a pus așa o dorință în mine să merg la școala biblică și nu știam ce să fac. M-am dus acolo, am încercat să mă înscriu, dar nu m-au primit pentru că atunci era cu vize, nu puteam să lucrez în Suedia, n-aveam drept de muncă. Revenind în România, la câteva luni după, pentru că Dumnezeu m-a trimis să încep lucrarea asta cu un cântec nou, mă tot rugam, Doamne, Tu mi-ai pus dorința asta în inimă, am o dorință să merg, în ce parte să mă duc? Și am sunat pe cineva și am zis, uite, vreau să merg la școala biblică, ce crezi că trebuie făcut? Și zice, uite, chiar să eu cunosc pe cineva, pot să te recomand, să-ți fac o recomandare. Iată că Dumnezeu mi-a vorbit printr-o dorință. O dorință de multe ori este punctul de start al unei călătorii cu Dumnezeu. Dumnezeu spune Scriptura că îți dă și dorința, îți dă și înfăptuirea. Alte ori Dumnezeu mi-a dat un gând. Da? Când mi-a pus gândul că e momentul să mă mut din București, am simțit că este timpul, doar că am simțit, am văzut că se închid lucrurile acolo, am văzut că pasiunea mea pentru București se oprește, nu mai aveam pasiune, nu mai aveam bucurie și știam că este o moarte, este o închidere de sezon și că Dumnezeu deschide un sezon nou. Și vă spuneam cu altă ocazie că Dumnezeu ne-a călăuzit înspre Maramureș și spre Baia Mare. Da? Am avut ocazia să plecăm în America de câteva ori și la un moment dat aveam acolo, frații mi-au spus, uite, o să ai salariu, o să ne ocupăm de acte, o vii cu Adina, vă facem acte, nu e nicio problemă, totul e rezolvat. Și săptămânile alea mi-aduc aminte că așa eram foarte tulburat, nu mă puteam împăca cu gândul că plec, parcă nu terminasem, mi-am vorbit și cu Adina, nici ea nu avea pace și iată că de multe ori lipsa de pace transmite ceva. E bine să verifici. Dumnezeu nu vorbește doar prin cuvânt, și nu vorbește doar la nivel de voce interioară, dar Dumnezeu vorbește și prin oamenii maturi, creștini de lângă tine și prin biserica care a pus-o lângă tine. De asta e important ca orice cuvânt de la Dumnezeu care tu crezi că îl primești, să-l confirmi, să ai confirmare pentru el. Chiar prin cuvinte profetice. Eu, spre exemplu, sunt implicat în lucrarea profetică, dar nu-mi bazez viața pe cuvinte profetice. Cuvintele profetice sunt confirmări a lucrurilor care deja Dumnezeu mi le-a spus. Mi-aduc aminte de alte ocazii când Dumnezeu mi-a spus cu albumul Pasionat, mi-aduc aminte că Dumnezeu mi-a spus ai exact 2 luni de zile în care să plantez acest album în solul națiunii tale. Și am zis, Doamne, n-am nici timp, n-am nici bani să scriu un album în 2 luni de zile, să-l înregistrez, îmi ia doar câteva luni de zile, nu să-mi mai fac și copertă, să-l și public, să-l și multiplic, n-am nici resurse. Dumnezeu a zis, începe. Și am avut așa un imbold atât de puternic că nu puteam să scap de acest gând care tot venea, începe, începe, începe. Și un miracol. Da? Albumul a fost înregistrat, am lucrat câteva zile, am adunat, aveam câteva idei de piese, le-am finalizat, le-am înregistrat în 6 ore, mi-aduc aminte albumul, am venit aici în Timișoara, a fost așa un tur de forță, omul care ne-a înregistrat a putut să vină, echipa de aici m-a ajutat, în 6 ore am înregistrat, am dat la multiplicat, copertă tot. La 1 lună și 1 săptămână albumul a fost făcut. De ce? Pentru că era o fereastră de timp în care Dumnezeu a zis acum. Degeaba îl faci după. E bine să te miști cu Dumnezeu. Poate că Dumnezeu îți dă îndemnul ăsta, iartă-ți părinții sau începe o afacere sau oprește-te din lucrul ăsta, ascultă de îndemnul Duhului Sfânt. Vorbește cu soția, vorbește cu soțul, e important să confirmi cuvintele lui Dumnezeu. Nu poți să te duci de unul singur și să faci am auzit pe Domnul că nu știu ce și te duci. Cuvintele trebuie confirmate.